APCE nu cunoaște ce se întâmplă cu adevărat în Republica Moldova. Oficialii de acolo văd doar informațiile prezentate de guvernare, iar închiderea 6 posturi TV este probabil prezentată de autorități ca o luptă împotriva propagandei rusești. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Puls de la TV6 de juristul Iurie Mărgineanu și fostul judecător la CEDO Stanislav Pavlovski, după ce raportul privind activitatea Republicii Moldova ca țară membră a APCE a fost prezentat la Strasburg. Potrivit experților, remarcile făcute de senatorul Laura Castel, reprezentantul grupului politic Stânga Unită Europeană în cadrul ședinței APCE, au fost binevenite. Mai exact, oficialul a declarat că raportul Comisiei de Monitorizare privind onorarea obligațiunilor și angajamentelor de către Republica Moldova față de Consiliul Europei este prea entuziasmat și pozitiv în ceea ce privește realizările guvernării. De asemenea, ea a menționat că nu există progres în reforma justiției, iar modul în care a fost demis procurorul general ridică multe semne de întrebare. Instituțiile democratice încă nu funcționează corect. Corupția este încă o mare problemă. În loc de o creștere, reformele duc la o retrocedare și la apariția problemelor. Asistăm la un declin. Societatea moldovenească nu are încredere în aceste reforme. Juristul Iurie Mărgineanu susține că guvernarea ar trebui să atragă atenția la aceste probleme. Totodată, el a atenționat că în APCE nu se cunoaște despre problemele cu care se confruntă Republica Moldova. Nu tot timpul APCE-ul cunoaște ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Cel mai paradoxal e că, ca regulă, la APCE, la Consiliul Europei, pleacă opoziția să informeze despre ceea ce face guvernarea. Însă, după cum vedem, pleacă tot guvernarea să informeze că la noi este tot ok, totul e bine. Și tot ceea ce a fost propagandă rusească și s-au închis canale, că așa au informat Consiliul Europei și APCE-ul, că s-au închis canale rusești. Și mie mi-era chiar interesant la moment, dar ce content au văzut ei aici? A? Și ce canale rusești au închis? Ce era aici din canalele rusești? Că toate sunt canalele moldovenești. Și contentul e moldovenesc. Nu are cum să fie canale rusești. Ei duc în eroare. Și aici din Consiliul Europei probabil înghit momeala așa ușor. Că da, se luptă și ei cu propaganda rusească. Ia că uitați-ți, au închis 6 canale. Fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski, este de părere că Chișinăul încearcă să prezinte situația din Moldova într-o lumină roz, fără a atrage atenția problemelor cu adevărat importante. Ce ține de doamnă senator Castelli? Eu cred că doamna a dat dovada faptului cum procedează democrații atunci când au în fața lor informație veridică. Nu minciuni, nu minciuni, dar informația veridică. Și eu vă asigur că orice deputat a adunării parlamentare, dacă ar studia și dacă ar arunca o privire asupra situației, ar fi avut exact aceeași părere. Exact aceeași părere. Lor le se prezintă că iacă au venit democrația și au închis niște posturi ruse de propagandă pro-putinistă. Și așa e badir pan. O, bravo, corect ați făcut. Pe când în realitate n-a fost tocmai așa. Aceste posturi au fost suspendate de aceea că ei duceau adevărul în casele oamenilor. Dar guvernanților nu le place acest adevăr. Noi dacă exprimăm careva opinii critice, nu de aceea că vrem ceva rău, doamne Sandu sau cine mai este, doamne Gavriliță, nu. Noi vrem să le ajutăm lor să facă, să întreprindă niște măsuri, niște pași concreți și corecți. În cadrul ședinței APCE, senatorul Laura Castel a mai declarat că există întrebări privind libertatea presei de la noi și a exprimat dezacordul în legătură cu sistarea licențelor pentru cele 6 posturi de televiziune. Fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski, susține că această decizie este o ingerință ilegală și arbitrară din partea statului. Curtea Europeană are o jurisprudență foarte bogată referitoare la cazurile de limitare dreptului la liberă exprimare. Aici, în cazul dat, nu va fost invocat niciuna dintre aceste restricții prevăzute de convenție.
deoarece dacă ei ar fi invocat, presupunem, apărarea securității Republicii Moldova, ei trebuia să indice la concret prin care program, care emisiune, prin care expresie la concret a fost încălcată sau amenințată securitatea Republicii Moldova. Tot așa se referă și la prevenirea crimelor și la apărarea drepturilor și libertăților și mai multe alte criterii prevăzute de Convenția Europeană. Acum, noi constatăm că aceste restricții care au fost aplicate nu sunt prevăzute de lege. Deci sunt, prin definiție, ingerință ilegală, arbitrară din partea statului. Mai mult, potrivit lui Pavlovski, nicio instanță din Moldova nu vrea să examineze cauzele celor 6 posturi suspendate, deoarece judecătorii își dau foarte bine seama că licențele au fost suspendate ilegal. Și asta este motivul de ce instanțele noastre de judecată nu vor să examineze acest caz. Deoarece judecătorii noștri sunt suficient de bine pregătiți ca să aibă testul acesta de 3 elemente care se aplică de către Curtea Europeană. Deci ingerința trebuie să fie legală, ingerința trebuie să urmărească un scop legitim și ingerința trebuie să fie proporțională, deci trebuie să fie necesară într-o societate democratică. Asta e cerința de Curții Europene. Deci dacă măcar unul din aceste 3 elemente lipsește, ingerința nu este compatibilă cu prevederile Convenției. Democrație fără libertatea de exprimare nu există. Guvernarea taie creangă pe care șede, deoarece încalcă principiul de bază prevăzut de criterii de la Copenhaga. Solicitat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că nu comentează declarațiile. Decizia de suspendare a licențelor de emisie a 6 posturi TV a fost luată de CSE în data de 16 decembrie. Este vorba despre TV6, Orhei TV, Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV și NTV Moldova. Ulterior, posturile TV6 și Orhei TV au atacat decizia la Curtea de Apel Chișinău. Instanța însă a trimis la judecătoria Chișinău cu sediul la Rășcani, iar 10 zile mai târziu cauza a fost transmisă la Curtea Supremă de Justiție. Ulterior s-a decis conexarea cererilor TV6 și Orhei TV cu celelalte 4 posturi într-o singură procedură. După ce dosarul a fost pasat dintr-o instanță în alta, în data de 18 ianuarie, CSJ a amânat pentru o dată nedeterminată examinarea cauzei de suspendare a emisiei celor 6 posturi TV. În contextul stație, TV6 și Orhei TV au indicat că posturile TV nu au fost niciodată sancționate pentru încălcările menționate în decizia CSE.